Acum două zile. Da. Anunț ceva? Nu cred că eu am de făcut marele anunț, ci Bela Santiago, că Cia e pusă pe fapte mari, proaspăt întoarsă din luna de miere, vedeta face dezvăluiri despre cel de-al doilea copil. Iar asta nu este tot, ne spune și cum a petrecut cu soțul în escapada romantică, să o ascultăm. Proaspăt întoarsă din luna de miere, ce faci? Cum ești? Foarte bine. Foarte bine, bronzată, relaxată. Cum te-a răsfățat soțul? Am stat împreună tot timpul, ne relaxam, am petrecut și la cluburile, am mâncat mult, am stat la soare. Ați fost doar voi doi? Da, de obicei, majoritatea de zile noi stăm împreună. Doar noi doi. Ați vorbit poate și de planuri de viitor? Poate face o surioară sau un frățior fetiței tale? Chestia asta noi am vorbit de mult. Adică noi încercam de mult să facem și să avem copil, noi doi. Și doar aștept de la Dumnezeu când o să vină copil. Noi suntem pregătiți oricând. Ce spune fiica ta despre o surioară sau un frățior? O încântă ideea? E foarte fericită să aud chestiile astea și este nerăbdătoare și chiar a zis că dacă o să avem bebeluș, ea o să aibă parte care o să aibă grijă de soror sau de soror sau de fratele care o să vină. Mai aveți și alte planuri de vacanță pentru această vară? Noi ne dorim să mai plecăm în Filipine ca să văd și pe mama, dar muncim ca să avem cu ce să plecăm, că e destul de departe și nu e ieftin să plec, mai ales bilete de avion și vrem să plecăm toți noi trei.